spéciale mixte MMA. Însem că în Israel este posibil să profac și acest stil. Ultima repriză a meciului dintre Mihai Barbu și Alex Tropimov la Constanța. Este un meci la categoria 71 de kilograme. Barbu a controlat primele două reprize. Foarte agresiv s-a dovedit acest luptător izraelian atunci când a venit aproape de luptătorul român. Forță pe brațe, bărbie bună. Meci greu pentru Barbu, care este probabil cel mai bun luptător al acestei categorii în România. Bun, această luptătoră cu întoarcere, o dreaptă bună trimis acolo de Barbu. Ține foarte bine la distanță cu direct brațul din față. Îl macină cu lovituri Barbu în aceste momente pe adversarul său. Publicul de partea românului. Tropimov are un grup destul de mare de susținători. L-au ovaționat în a doua rundă, s-au trezit pupiți de întreaga seara din Constanța. Bună stânga, un coșoc frumos din partea lui Barbu. Iată ce sele de brațe are românul Tropimov, în mare dificultate. O treaptă a fost acolo, o direcție care a dat capul de spate izraelianului. Nu este genul de luptător în fața căreia să-l lași garda jos. Barbu va pedepsi pentru acest tupeu pe Alex Tropimov. Serii de brațe foarte bune. Bună presiune Barbu pe adversarul său, a fost în genunchi. Trebuie să fie atent Barbu. A primit și el pe control o victură. Publicul a izbucnit, vrea un knockout și mai mult ca sigur trebuie, vrea să satisfacă dorința publicului constanțean. Bun, aceste locuri trimise de Bebe.